Este zi de doliu național în Republica Moldova. Drapelele au fost arborate în Berne în memoria celor doi ofițeri uciși în atacul de la aeroportul Chișinău. Astăzi a fost condus pe ultimul său drum și Serghei Muntean, polițistul de frontiere care și-a pierdut viața vineri sub gloanțele atacatorului din Tajikistan. Dimineață, sicriul cu trupul neînsuflețit a fost dus la sediul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră din Chișinău, unde colegii și-au luat rămas bun cu onoruri militare. În ultim omagiu au adus și conducerea țării. Serghei Muntean avea 32 de ani și a început să lucreze la Poliția de Frontieră din 2011. Apropiații spun că în cei 12 ani de activitate a dat dovadă de demnitate și profesionalism în apărarea granițelor Republicii Moldova. Serghei nu și-a văzut viața altfel decât să-și apere țara, iar propria viață revenind pe planul 2 din momentul când cu mâna pe Biblie și-a dat jurământul să slujească cu credință acestei țări. Cei ce își consacră propria viață pentru a proteja viața altora trăiesc veșnic. Ori eroii nu mor niciodată. Petrecem astăzi în ultimul drum pe camaradul nostru, Serghei, care și-a îndeplinit datoria fără ezitare, demonstrând curaj, devotament, patriotism, loialitate. Fiecare viață pierdută este o mare tragedie pentru noi toți, pentru toată țara. În numele tuturor cetățenilor Republicii Moldova, adresez sincere condoleanțe membrilor familiei, prietenilor, tuturor celor apropiați. Știu că nu există cuvinte care să aline măcar puțin durerea dumneavoastră, dar vreau să știți că împărtășim această durere și vreau să știți că în memoria noastră Serghei va fi mereu un erou. După ora 9, cortegiul funerar s-a îndreptat către satul Volintir din raionul Ștefan Vodă, localitatea natală a lui Serghei Muntean. Sicriul cu trupul neînsuflețit al polițistului de frontieră a fost dus mai întâi la biserica din localitate, iar de acolo spre locul de veci. Foști colegi, prieteni, dar și localnici au venit să-și ia rămas bun de la eroul răpus în urma atacului armat de la aeroport. A fost un ofițer foarte sincer, devotat pentru patria, apărarea țării, apărarea cetățenilor. Sincer, condoleanțe părinților, a fost un bărbat de treabă. Pare rău, condoleanțe familiei, putere, totuși în inima noastră, în amintirea noastră, rămâne ca un adevărat erou. Avem dureri tot satul. Pentru noi a fost o durere foarte mare și nu credem în orice caz că ne-a spus așa ceva. Drapelele de stat au fost coborâte astăzi în Bernă în semn de compasiune și solidaritate cu familiile îndoliate. Președintele Maia Sandu a semnat și un decret prin care se conferă post-mortem medalia meritul militar lui Igor Ciofu, fost locotenent colonel în rezervă la Serviciul de Protecție și Pază de Stat, și lui Serghei Muntean, agent șef adjunct la Poliția de Frontieră. Premierul Dorin Recean a anunțat ieri că guvernul va oferi familiilor victimelor un ajutor financiar de câte 1 milion de lei. Banii vor fi acordați din fondul de rezervă al guvernului și fondul de consum al întreprinderii de stat Aeroportul Internațional Chișinău, și primăria Chișinău va oferi familiilor victimelor câte 100.000 de lei.